Bună, bine ai venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ai venit la o nouă etalare. Suflet drag, voi face astăzi o etalare să-ți transmit un mesaj, un sfat, o ghidare din partea Universului. Pentru voi, dragile mele fecioare, pentru toți cei cu luna sau ascendentă zodia fecioară, voi folosi tarotul și diferite oracole. Te sfătuiesc să distribui această etalare la rândul tău persoanelor care crezi că le poate da o mână de ajutor, le poate da un sfat sau o ghidare. Distribuie acest videoclip să încercăm să ajutăm și alte persoane, de ce nu? Și dacă nu te-ai înscris pe canalul meu, este gratuit, apăsând acel clopoțel, tu vei primi în timp real notificări cu etalările pe care eu le voi distribui în viitorul apropiat. Și dacă dorești o etalare în privat, cu mare drag îmi poți scrie la adresa de mail, se află dedesubt la acestui videoclip. Hai să vedem pentru voi, dragile mele fecioare, în momentul de față, cum ești și ce va fi în viitorul apropiat. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru tine, cel care mă privești în momentul de față, cum ești în momentul de față? Ești preocupat sau preocupată? Te simți sau ești mai emotiv în momentul de față? Ai anumite preocupări sau frici? Ești mai ansios sau ansioasă? De ce? Ok. La baza pachetului, 3 de bețe, asul de spade, 5 de spade. Aici îmi spune 3 de spade. Văd o tristețe cu privire la o nedreptate sau cu privire la lege. Legea are un rol important. Aici văd că ai luat o decizie sau trebuie să iei o decizie, dar văd și că ești, nu știu, ți se face o nedreptate sau căsătoria ta, un document sau legea, sunt probleme cu legea sau zodia balanță poate avea un rol important. Văd o tristețe aici și ai nevoie să te vindeci, ai nevoie să-ți oferi timp pentru a te vindeca sau e posibil să intri în contact cu o altă persoană care are probleme de sănătate sau trece printr-un disconfort fizic. Ai nevoie să te ierți pe tine și pe ceilalți. Asul de spade. Văd că vei avea noi idei și vei fi inspirat să iei deciziile cele mai bune, vei vedea lucrurile mai clar. Și trebuie să vezi adevărul cu privire la o situație. Văd și un, nu știu, un nou început care va fi un pic cam îți va da de furcă sau te va ține ocupat sau ocupată. O decizie pe care tu vei lua, o hotărâre pe care vei lua. De acum înainte văd că te va ține un pic cam ocupat sau ocupată, dar văd că mintea ta va fi mai clară cu privire la ce trebuie să faci și în viitorul apropiat. Dar cinciul de spade, o alegere nu este tocmai potrivită. Îți vei da seama că o alegere pe care ai făcut-o sau ți-ai dat seama că o alegere nu a fost tocmai potrivită. Învață că tot ceea ce trebuie să înveți din această situație, din alegerile tale, sunt persoane care nu se țin de cuvânt și îți vei da seama de acest lucru, nu se țin de promisiune sau de cuvântul dat. Dar văd și pe cineva aici care încearcă să-și urmeze interesul și cu 3 de bețe cu privire la abundanță, cu privire la planuri de viitor, lucrurile văd că vor fi din ce în ce mai bine, ți se spune să ai răbdare. Dacă lucrurile nu au mers bine pentru tine și ai trecut prin anumite situații dureroase, vreau să zic că trebuie să ai răbdare că lucrurile se vor așeza pentru tine și se vor calma și vor merge din ce în ce mai bine. Și ți se spune să faci proiecte pe termen lung. Optul de bețe, uite, vezi? Acele vești, comunicări, acele situații care au fost blocate se vor mișca, vor veni în viața ta și va trebui să ții cu pasul cu ele, pentru că văd că te vei ocupa de mai multe situații, de mai multe lucruri deodată sau drumuri pentru interes de serviciu sau două proiecte. Te vei ocupa de două lucruri, două situații, două persoane. Acele întârzieri se vor termina, cifra 8 din nou. Îmi spune de o relație karmică sau de o situație karmică prin care tu ai trecut,
care tu ai trecut chiar anul ăsta, tot anul, să spunem așa, care ți s-a părut nedrept, ți s-a părut, da, a fost, e ca și cum era o situație karmică, menită să se întâmple. De ce? Karma. Deci e important ce se mănâncă, aia vom culege, da? Și ceea ce dăm, aia vom primi. Așa că văd că se va termina această karmă și spune de cifra 8, acele întârzieri se vor termina și vei primi vești, comunicări, va trebui să ții pasuri cu aceste comunicări, va trebui să faci drumuri în interes de serviciu sau pentru cariera ta. Și cu 2 de monede văd că va trebui să cheltui o sumă de bani sau va fi o situație în care tu nu vei ști ce să alegi, cum să faci, pentru că ți-e frică că vei avea o pierdere cum ai avut-o până acum financiară. Da? Pentru că văd că ai avut blocaje financiare sau pierderi financiare sau nedreptăți care ți s-au întâmplat și acest lucru te duce la indecizie. Da? Și a nu ști care e cea mai bună soluție pentru tine. Deci trebuie să iei o decizie și trebuie să încerci să fii mai lejer, să iei lucrurile mai puțin în serios, dar te înțeleg cât de ce le iei în serios, pentru că ai trecut prin ce ai trecut. Eu nu sunt aici să te judec, vreau să zic doar. Va trebui să te ocupi de două lucruri aici, da? Să rezolvi două lucruri, două situații, vei face acest lucru și foarte bine pentru că ai fost chiar ținut sau ținută pe loc. Dar văd că vor veni spre tine aceste situații. Doi de cupe cu echilibrul. Îmi spune un parteneriat, o colaborare cu zodia săgetător sau cu o persoană care e un terapeut, cu o persoană de altă naționalitate, vârstă, diferență de mentalitate. Există aici o diferență și trebuie să fii mai echilibrat sau echilibrată sau să fii mai răbdător sau răbdătoare. Cu doi de cupe trebuie să ai răbdare în ce privește o relație de cuplu sau o colaborare sau un parteneriat, da? Trebuie să ai răbdare, dar nu mai ai răbdare. Așteaptă momentul potrivit, ți se spune, și spune ceva de luna decembrie sau din 20 noiembrie, da? Dacă te poate ajuta acest lucru. Văd că vei ierta o persoană sau văd că e nevoie de iertare, o vindecare între două suflete gemene. Dar există acea diferență și poate să fie, acea diferență poate aduce o discrepanță în această relație sau această colaborare, da? Și de acolo, de aceea ți se spune să fii echilibrat, să faci un compromis, sau unii dintre voi chiar veți face un acord, da, cu o altă persoană, o vânzare, o cumpărare, sau veți face un compromis cu persoana iubită. Deci e nevoie de acest lucru pentru a vă înțelege, pentru a ajunge la un comun acord. Da? Deci văd că va fi iertare. Vă veți împăca cu cineva și văd o vindecare a unei relații sau unui parteneriat. O rezolvare a unui conflict între dumneavoastră și o anumită persoană. Cavalerul de bețe, văd că veți face drumuri în interes de afaceri. Sau un bărbat în semn de foc, berbecul săgetător are un rol important sau poate dumneavoastră aveți în tema natală, luna sau ascendent în berbecul săgetător și văd că sunteți foarte nerăbdători să plecați într-o nouă aventură, să văd un eveniment care vă va lua prin surprindere, care va cere o atenție imediată din partea dumneavoastră și va trebui să plecați la drum sau să acționați în ce privește acest eveniment. E important să vă mișcați, să spunem așa. Dar vi se spune în același timp să analizați cu atenție această situație, să nu vă aruncați cu capul înainte. Sau poate veți avea de-a face cu o persoană un pic mai aventuroasă sau imatură și de aceea se cere răbdare aici. Puteți fi dumneavoastră sau persoana la care vă gândiți. Da? Văd foarte multă pasiune între dumneavoastră și o anumită persoană. Haideți să vedem, dar văd și o persoană care vă va face o propunere, o ofertă, o propunere de afacere sau o persoană care vrea o relație pasională cu dumneavoastră sau voi sunteți această persoană, da? Mai aventuroasă și v-ați dori acest lucru. Haideți să vedem ce trebuie să știți dumneavoastră, ce mesaje. Trebuie să lăsați nevoia de a controla, cum am văzut acolo. Vă e frică să vă eliberați de control, vă e frică că pierdeți lucrurile de sub controlul vostru și că
lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată și vă e frică de acest lucru pentru că am văzut prin ce ați trecut, dar vi se spune când veți lăsa acea nevoie de a controla, energia va trece într-un mod mai fluid, într-un mod mai lejer și vei atrage cu mai multă rapiditate, cum să zic eu, vei atrage mai repede energia în viața ta ca lucrurile să se realizeze, ca dorințele tale să se îndeplinească. Da, deci trebuie să lași ceva în urmă sau să te eliberezi de un trecut, de o situație din trecut, pentru ca lucrurile să se întâmple, să se rezolve, ca dorințele tale să se îndeplinească. Și văd foarte multe mesaje pe care le poți primi, văd o vindecare, un semn de aer gemeni în balanță vărsător. Haideți să vedem pentru zodia Fecioară. Ok. Ce să mai zic? Uite, dorința ta se îndeplinește, vezi? Ți se îndeplinește dorința, trebuie doar să spui o dorință. Uite, să ceri ceea ce îți dorești, să vorbești cu persoanele din jurul tău, să vorbești cu Universul, să spui o dorință, că ți se va împlini. Pentru că dacă tu nu spui, nu vorbești, persoanele din jurul tău, Universul nu are de unde să știe ce vrei tu. Cere și ți se va da ce ai nevoie. Și ce ai cerut se va îndeplini. Uite, viața ta sentimentală, întrebarea ta are treabă cu viața ta sentimentală sau ce privește partenerul tău. Partenera ta se schimbă în mai bine. Da? Deci văd pe cineva aici care îți va face o propunere, cum am zis, va veni către tine, o vindecare, un echilibru care va fi între tine și o anumită persoană. Vine cineva de la drum, dar trebuie să facem un compromis. Nu știu dacă vrei să-l faci, dar acum depinde de tine. Dar lucrurile se vor schimba în mai bine. Haideți să vedem oracolul vrăjitoarelor, ce sfat au pentru voi sau ce mesaj au pentru voi. Ok. Un angajament aici îmi spune, un angajament, foarte multe gânduri în ce privește un angajament, un contract, văd foarte multe lucruri la care vă gândiți dumneavoastră. Văd că veți avea parte de un angajament, de un contract, da? De o relație serioasă, o relație stabilă. Haideți să vedem spiritele ancestrale. Să vă focusați pe copii. Unii dintre voi aveți copii sau aveți chiar un copil, să vă focusați pe copii. Văd că poate doriți să dați naștere unui copil sau doriți să adoptați un copil sau veți afla că sunteți însărcinate și veți aduce pe lume un copil. Sau aveți un copil și sau aveți un proiect, da? Și văd că doriți să dați naștere un nou proiect. Și vi se va îndeplini dorința sau în ce privește un copil. Dar vi se spune din nou să vedeți, let go. Vi se spune din nou să renunțați. Îmi spune aici lasciandare. În italiană, îți spun în engleză și să te odihnești și să manifesti dorințele tale împreună cu persoanele dragi ție. Pentru că vrei să deții controlul, ți-e frică cum ziceam mai devreme, ți-e frică. Se frică că pierzi lucrurile, că pot lua razna lucrurile dacă nu le ții în control. Deci eliberează-te, odihnește-te, relaxează-te, lasă să vină de la sine, să treacă energia prin tine pentru a-ți manifesta dorințele tale, pentru a manifesta această relație, acest angajament, acest contract. Da, interesant. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare. M-am uitat la ceas, era 14:14, cum este echilibru aici, un acord, răbdare, echilibru, un compromis. Așteaptă momentul corect, potrivit pentru tine. Și luna decembrie. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. La revedere, sănătate, Doamne ajută!